numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu, izvorul oricărui dar și al oricărei slujiri, Hristos, Învățătorul și Păstorul sufletelor noastre, Duhul Sfânt, Făuritorul Comuniunii și al Carității, să fie cu voi toți. Tu ești Hristosul, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Fraților prea iubiți, comunitatea noastră parochială Adormirea Maicii Domnului din Iași, adunată în ziua Domnului, trăiește un moment deosebit de bucurie, de solemnitate și de speranță, deoarece primește din partea episcopului pe noul ei paroh, în persoana preotului profesor Benone Lucaci. În succesiunea și în continuitatea slujirii se exprimă caracterul pastoral al bisericii, în care Hristos trăiește și lucrează prin cei cărora episcopul le încredințează o porțiune din turma sa. După misiunea părintelui Iosif Dorcu, urmează misiunea părintelui Benone Lucaci, o continuitate a aceleiași slujiri. Să dăm acum ascultare decretului episcopal de numire a noului paroh în parochia Adormirea Maicii Domnului din Iași. Sfinției sale, Părinte Dr. Benone Lucaci, Seminarul Diocezan Sfântul Iosif Iași. Decret de numire. Având în vedere necesitățile pastorale din Parohia Catolică Adormirea Maicii Domnului din Iași, decanatul de Iași, luând în considerație terminarea mandatului de rector al seminarului nostru diecezan din Iași și cererea Sfinției voastre de a îndeplini și o misiune strict pastorală, consultându-ne cu cei îndrept, în baza canonului 523, vă alegem și vă numim paroh al Parohiei Romano-Catolice Adormirea Maicii Domnului din Iași, cu începere de la 1 septembrie 2015, primind cu acest decret toate drepturile și jurisdicția cuvenită. Luarea în posesie canonică a parohiei se va face duminică 13 septembrie anul curent. În conformitate cu reglementările în vigoare, cucernicii părinți parohi sunt direct responsabili de munca pastorală și au obligația administrării tuturor bunurilor parohiale, aplicând întocmai instrucțiunile date în acest scop. Vă mulțumim pentru munca depusă în coordonarea activităților din seminarul diecezan Sfântul Iosif din Iași, în calitate de rector cu care ați fost investit și pentru grija pe care ați manifestat-o în călăuzirea seminariștilor spre Sfânta Preoție. Având în vedere pregătirea teologică paralel cu activitatea pastorală din parohie, sunteți rugați să continuați activitatea didactică în cadrul seminarului nostru diecezan. Vă dorim mult succes și binecuvântare în noua muncă încredințată și vă asigurăm de rugăciunile și dragostea noastră. Cu binecuvântarea noastră arhierească, episcop Petru Gherghel, episcop de Iași. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Să simțim puterea îndurării tale de neharul, să-ți slujim din toată inima, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu am fost umilit. De aceea mi-am făcut fața ca de cremene și știu că nu voi fi făcut de rușine. Cel care mă îndreptățește este aproape. Cine se va ridica împotriva mea? Să ne prezentăm împreună. Cine este judecătorul meu să se apropie de mine? Iată, Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor. Cine este cel care mă declară vinovat? Cuvântul Domnului. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.
Îl iubesc pe Domnul pentru că ascultă glasul rugăciunii mele. El își pleacă urechea spre mine în ziua în care îl chem. Mă împresurau legăturile morții și mă cuprindeau spaimele locuinței morților. Mă chinuiau tristețea și suferința. Am invocat numele Domnului. Doamne, salvează-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept. Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul îi ocrotește pe cei nepricepuți. Am fost lipsit de putere și El m-a mânătuit. El mi-a salvat sufletul de la moarte, a ferit ochii mei de lacrimi, picioarele mele de la poticnire. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Iacob. Frații mei, ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Oare poate credința să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt lipsiți de îmbrăcăminte și de hrană, hrana de toate zilele, și cineva dintre voi le-ar spune, mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă, dar nu le dați cele necesare pentru trup, ce folos? La fel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dimpotrivă, va spune cineva, tu ai credință, iar eu am fapte. Arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința cu faptele mele. Cuvântul Domnului. Departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu.
În acel timp, Iisus și discipolii săi au plecat spre satele Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe discipolii săi: cine spun oamenii că sunt eu? Iar ei i-au spus: Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții unul din profeți. Atunci el i-a întrebat: dar voi, cine spuneți că sunt eu? Răspunzând, Petru i-a spus: tu ești Hristos. Și le-a poruncit cu asprime să nu vorbească nimănui despre el. Atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei și cărturari, să fie ucis și a treia zi să învie. Și le spunea acestea în mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe. Iar el, întorcându-se și privindu-și discipolii, l-a certat pe Petru și a spus: mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor. Chemând la sine mulțimea și pe discipolii săi, le-a spus: dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci cine vrea să-și salveze viața, o va pierde. Cine însă își pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, o va salva. Cuvântul Domnului. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce și să mă urmeze. Dragă Părinte Benonie, în cele voastre părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului, dragi iubite familii, dragă familie a parochiei romano-catolice Adormirea Maicii Domnului. Astăzi am ascultat aceste lecturi sfinte care au drept scop să ne arate cine este Iisus și ce trebuie să știm despre El. Într-un chip deosebit face acest lucru evanghelistul Marcu, care n-a fost discipolul lui Iisus direct, dar a fost discipolul apostolului Paul și apostolului Petru și al lui Barnaba. Și el a cules de la ei tot ceea ce ei au vorbit, au știut despre Iisus. Întreaga Evanghelie a lui Marcu are un scop. Și iată că în fiecare duminică, în anul acesta, într-un chip deosebit, anul Evangheliei lui Marcu, putem să urmărim acest scop pe care l-a avut și l-are mereu acest evanghelist Marcu. Să arate identitatea lui Iisus. Cine este El? Ce a făcut El? De ce a venit El la noi? Cine a adus El? La ce ne cheamă El? Până la acest capitol pe care l-am ascultat astăzi, sau pericopa din acest capitol, Iisus n-a vorbit nimic despre identitatea Sa. Dar mulți s-au întrebat. Mulți au voit să afle
Cine este Iisus? Știm prea bine diferite împrejurări, cum se întrebau și discutau între ei cărturarii, farizeii, poporul, chiar și ucenici. Acum, iată, Iisus este prima dată când în drumul său spre Ierusalim, fiind în părțile Cezarei lui Filip, el ia inițiativa și întreabă: cine spun oamenii că sunt eu? Și am auzit în Evanghelia de astăzi, unii spun Ioan Botezătorul, alții Elie, alții unul din profeți. Iar Iisus continuă mai departe: dar voi, cine spuneți că sunt eu? Provocându-i direct pe ucenici, pe cei pe care el i-a ales și cu care călătorea prin întreaga Palestină și în fața cărora a săvârșit atâtea minuni și pe care i-a purtat prin atâtea părți ale țării, vorbindu-le despre împărăția cea nouă. Sigur că au rămas blocați. Doar Petru, cel curajos, care îl știm și altă dată că a luat cuvântul, încearcă să-i spună lui Iisus convingerea sa: tu ești Hristosul, sau Hristos, sau Unsul. Evanghelistul Matei mai adaugă: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Tot ar fi cuvintele apostolului Petru răspunsul la această întrebare. El, după ce a văzut atâtea câte le-a săvârșit Iisus în numele celorlalți ucenici, face această declarație, o declarație profundă, adevărată, singura între cele care erau și vehiculau în timpul său despre Iisus. El era Unsul, trimisul. El era cel pe care Dumnezeu l-a promis. El, Fiul lui Dumnezeu. Și știm că la această declarație Iisus îl apreciază, îl laudă, pentru că Dumnezeu i-a descoperit această afirmație. Dar mergem mai departe și aflăm un lucru care este pentru noi o problemă. Evanghelia de astăzi nu este adresată numai ucenicilor. Evanghelia de astăzi este valabilă și acum aici, la noi, în această catedrală. Iar voi cine spuneți că sunt eu? Evanghelistul Marcu a avut intenția și o are mai departe în Evanghelia sa să-L întâlnească pe Iisus, să-L prezinte pe Iisus. Nu atât o învățătură a Lui, doctrina Lui, ci persoana Lui, să-I întâlnească pe ucenici, să dialogueze cu ei, să le demonstreze pentru ce a venit. Și iată că când a început să vorbească despre misiunea sa, același Petru a început să se tulbure. Nu era încă total convins de ceea ce știa el. El avea o altă idee despre Iisus, despre Mesia, că va fi unul care, într-adevăr, va introduce o împărăție nouă, că va avea o forță, nu va fi învins de nimeni și de nimic. Auzind cuvintele lui Iisus pe care le spune mai departe, întorcându-se către ei, le-a spus să nu vorbiți nimănui despre El. Și a început să spună că Fiul omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhirei,
și cărturare, să fie ucis și a treia zi să învie. Este prima declarație pe care o face Iisus despre ceea ce se va întâmpla cu El și despre drumul Lui și despre menirea Lui și despre sacrificiul Lui, lucru pe care nu prea puteau să-L înțeleagă apostolii și nici Petru. Și de aceea am auzit cum El intervine din loc ca să-L schimbe pe Iisus din gândul Său. Iisus, așa cum am auzit, îi reproșează: mergi în urma mea, Satana. Alții traduc: pleacă de la mine, Satana, ispititorule, căci nu gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor. Oamenii se gândeau alt, Dumnezeu avea planul Lui. El urma planul lui Dumnezeu ca să se dăruiască, să se jertfească, să moară, ca astfel să-i ridice pe oameni din starea lor de păcat și suferință. Acesta era drumul Lui, drumul iubirii sacrificale, drumul unei dăruiri totale, drumul jertfei pe care El atât îi invită și pe ucenici să meargă după El. Și aici le spune lor și spune tuturor: dacă vrea cineva să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Că cine vrea să salveze viața o va pierde, însă cine își pierde viața pentru mine și o dăruiește și pentru Evanghelie o va salva, va fi salvat. Dragi și iubiți credincioși, iată identitatea lui Iisus pe care vrea să o exprime și să o arate în tot ceea ce prezintă Evanghelistul Marcu. Identitatea Lui, identitatea despre care am auzit în prima lectură din Isaia, care vorbește despre slujitorul lui Dumnezeu, cel care a venit, cu alte cuvinte, să se dăruiască, să se jertfească, să sufere, să fie batjocorât. Dar Dumnezeu nu îl părăsește, ci, așa cum știm, îl ridică, îl înalță, ca să fie mântuitor pentru toți. Aceasta este identitatea lui Iisus. Și ne întrebăm acum, noi, cei care suntem astăzi aici și care am auzit aceste lecturi, avem o astfel de convingere? Credem că Iisus Hristos a venit ca să se dăruiască, să moară pentru noi, să se jertfească, să-și ia crucea, să o poarte, să o ridice, să o înalțe și să ne mântuiască? Dar mai mult, credem noi că trebuie să facem același lucru. Trebuie să mergem și noi după El ca să ne salvăm viața, păstrând și predicând și anunțând Evanghelia, să ne putem salva sufletul nostru? Iată întrebarea care vine din partea lui Iisus. Voi ce spuneți despre mine? Ce credeți despre mine? Toate celebrările noastre au o asemenea misiune de ne-L prezenta pe Iisus în realitatea Sa, ca pe acela care este cu adevărat unsul, trimisul, mântuitorul, Dumnezeu care se dăruiește și se jertfește, care își poartă crucea cu toată iubirea Sa ca să ne mântuiască. El ne spune și nouă: cine vrea să vină după mine să-și ia crucea și să mă urmeze. Adică să unim crucea noastră cu crucea Lui. Acest lucru trebuiau să-L învețe ucenicii și Petru. Și sigur că rând pe rând, încet, încet, urmându-L pe Iisus, au înțeles. Iar participând la victoria Lui după moartea de pe cruce, au înțeles, luminați de Duhul Sfânt. Și au vestit și vestesc și astăzi această biruință a Lui Hristos.
Este suficient numai să auzim, să spunem, să credem și să nu facem, ne spune astăzi Apostolul Iacob. Credința noastră trebuie să aibă fapte. Predica noastră trebuie să fie aplicată, trebuie să fie trăită. Trebuie cu adevărat să facem ceea ce a făcut Hristos, dăruindu-ne și noi, din iubire, față de ceilalți și pentru ceilalți. Ca și noi să avem parte cu El de bucuria victoriei sale, a biruinței sale, prin crucea sa. Acesta este Hristos pe care ne-l prezintă Evanghelistul Marcu. Acesta este Hristos care se prezintă mereu înaintea noastră. Acesta este Hristos care ne cheamă la o jertfă continuă, la o iubire adevărată. Acesta este Hristos care vrea să ne poarte pe noi împreună cu El în slavă. Ne bucurăm că îl avem pe Iisus, care a vorbit atunci, care a împlinit ceea ce a spus, care a murit pentru noi și a înviat și continuă să vestească Evanghelia sa. Ne bucurăm că îl avem aici în fiecare duminică sau atunci când se celebrează Sfânta Liturghie sau mereu eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, chemându-ne după sine, ca și noi, luându-ne crucea, să putem să ajungem cu El la biruință. Ține voastre, dragi părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, identitatea lui Iisus prezentată de Evanghelistul Marcu trebuie să ne facă pe noi conștienți că identitatea noastră nu poate să fie alta decât cea a lui Iisus. Dacă suntem ucenicii Lui, dacă vrem cu adevărat să-i aparținem Lui, dacă vrem să lucrăm la lărgirea împărăției Lui Dumnezeu, la slava Lui pe acest pământ și la bucuria noastră din cer. Ne bucurăm astăzi că suntem chemați și noi să mergem după El, fiecare cu crucea Lui. Episcopul cu a sa, cu Sfântul Părinte, preoții cu crucea lor, cu chemarea lor, cu menirea lor, cu datoria lor de a fi în mijlocul poporului copii identice, vii, ale aceluiași Iisus, care și astăzi este aici și ne vorbește. Ne vorbește tuturor, vorbește fiecarei persoane în parte. Întreabă pe fiecare persoană în parte. Tu ce zici despre mine? Cine sunt eu? Iar dacă zici, ce faci pentru a arăta că acest lucru mărturisește? Sfântul Petru s-a schimbat, a înțeles, chiar s-a jertfit pentru el până la moarte, arătând cu adevărat că l-a înțeles pe Iisus, luminat de Duhul pe care Iisus i l-a dăruit. Ne bucurăm să ne întrebăm fiecare astăzi, în mod serios, dacă vrem să fim și noi cei care nu numai că îl mărturisim, dar că și facem ceea ce spune. Trăim astăzi un moment particular și sigur fața noastră este un nou păstor al parochiei noastre. După atâția preoți vrednici care au lăsat aici amintiri frumoase, după Părintele Iosif Turcu, căruia îi mulțumim, el rămâne mai departe cu noi în altă misiune, vine rândul Părintelui Profesor Benone Lucaci. Ales să fie aici păstor continuu al dumneavoastră, formând împreună cu ceilalți capelani o comunitate care vestește Evanghelia, celebrează tainele sfinte, îi cheamă pe oameni să descopere pe Hristos, să-i cunoască identitatea, vestind Evanghelia așa cum o am
amintiți astăzi cum ne cheamă Evanghelistul Marcu. Au această misiune. Părintele va avea această misiune să fie păstorul dumneavoastră. El nu se prezintă pe sine, ci îl prezintă pe Iisus, păstorul cel bun. Episcopul nu se prezintă pe sine, trebuie să-l prezinte pe Iisus. Sfântul Părinte, aceeași misiune o are. Numai atunci, cu adevărat, slujirea în biserică este o slujire care aduce roade. Părinte Benoni, ești chemat ca să fii în mijlocul poporului păstorul acestei comunități. Să nu uiți, pentru a fi păstorul credincioșilor, pentru a merge înaintea lor, trebuie să te identifici direct cu Hristos. Cu alte cuvinte, să iei asupra Sfinției tale toată bucuria slujirii, tot curajul, toată credința, să iei asupra Sfinției tale imaginea bunului păstor și caută oile pierdute. Imaginea păstorului care stă înconjurat oile sale de cei care aparțin acestei comunități. Ne bucurăm să știm, dragi și biscuiți credincioși, că biserica este a lui Hristos pretutindeni. Este aceea care prezintă pe Hristos oriunde. Și fiecare creștin trebuie să facă acest lucru. Și aș vrea să vă prezint o mică imagine pe care am întâlnit-o în anii 70, atunci când treceam prin Slopo și ajungând spre localitățile Bârgăilor. Era undeva pe stânga un brad, brad candelabru. Poate unii l-ați văzut. Eu am avut bucuria să-l văd. O imagine perfectă a bisericii. O imagine frumoasă, vie, imagine, sigur, simplă, grăitoare, verde, un brad verde. Acel brad avea toate ramurile, tot ca și alți brazi. Erau ca un candelabru frumos, care se ridica în sus, asemenea bradului în sine. Un brad cu toate ramurile care erau tot braz. Sau pin, cum mai spun unii. Așa de frumoasă armonie în binație. Totul era acolo. Viața acestui brad. Una cu atâtea alte mădulare, altele, dar egale cu bradul în sine. Dragii iubiți credincioși, aceasta este Biserica lui Hristos. Una. Oriunde este ea răspândită pe pământ, de fapt nu e altceva decât o altă biserică în miniatură, unde este Hristos în mijloc. Sfântul Părinte, întruchipând întreaga această construcție a Bisericii lui Hristos, una, simbolizând unitatea ei, episcopii fiind cei care formează întreaga biserică cu identitatea fiecărei biserici locale. Un întreg, o biserică, în care rădăcinile erau Hristos, în care roadele erau date și sunt date de Hristos, în care toți ceilalți slujesc, papa, episcop și preoți, pentru a face ca această structură una, sfântă, catolică și apostolică, să fie vie, mereu verde, mereu care produce roade. M-aș bucura dacă această imagine mică ne-ar vorbi despre
identitatea noastră ca și biserică locală, aici la Iași, cu atâtea comunități, membre ale acestui trup al bisericii, și știind că toți credincioșii noștri fac parte din aceeași biserică, din această biserică locală, și că toți contribuie la frumusețea ei. Așa cum se vede un pom cu atâtea ramuri, cu acea imagine frumoasă că fiecare reprezintă totul, întregul, care încântă ochii și aduce roade, răspândind în lume frumusețea lui Hristos, care o hrănește, care este fundament, care ne dă viață, care ne face să fim mereu îndreptați spre cer, spre Dumnezeu. Dragă Părinte Benoni, alături de episcop, și dragi părinți, și dragi credincioși, toți împreună trebuie să formăm această biserică locală, această familie mare cu atâtea ramuri și familii mici, care toate erau pe Hristos și toate trebuie să se îndrepte spre Hristos și noi toți trebuie să ne îndreptăm spre El, luând asupra noastră Evanghelia Sa, crucea Sa, pentru a ne mântui, pentru a ajunge și noi cu El în slavă. Așa ne dorim, așa îți doresc și Sfinței tale, Părinte Benoni, în misiunea de a fi păstorul acestei comunități, parohia romano-catolică Adormirea Maicii Domnului din Iași. Lăudat să fie Iisus Hristos! Părinte Benone, Fiule preiubit, înaintea poporului încredințat grijii tale pastorale, înainte de a asuma misiunea de paroc în această parochie, ești invitat să exprimi public de plină ta voință de a colabora cu episcopul și preoții diocezei și să reînnoiești promisiunile făcute în momentul irotonirii tale ca preot. Vrei să exerciți cu statornicie misiunea ta ca un fidel colaborator al ordinului episcopal în slujirea poporului lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt? Da, vreau. Vrei să îndeplinești cu demnitate și în mod înțelept slujirea cuvântului în predicarea Evangheliei și în învățarea credinței catolice? Da, vreau. Vrei să colaborezi cu devoțiune și fidelitate și să celebrezi tainele lui Hristos după tradiția bisericii, mai ales jertfa eucaristică și sacramentul penitenței spre lauda lui Dumnezeu și pentru sfințirea poporului creștin? Da, vreau. Vrei să implori milostivirea divină peste poporul încredințat ție și să te dăruiești fără oboseală rugăciunii, așa cum ne-a poruncit Mântuitorul? Da, vreau. Vrei să fii mereu mai strâns unit cu Hristos, marele preot, care s-a jertfit și s-a oferit ca jertfă curată lui Dumnezeu Tatăl pentru noi, consacrându-te pe tine însuți împreună cu El pentru mântuirea tuturor oamenilor? Da, vreau cu ajutorul lui Dumnezeu. Promiți episcopului tău și succesorilor săi legitimi respect și ascultare? Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Să invocăm acum Duhul Domnului pentru ca parocul și comunitatea parochială să formeze o singură familie adunată în credință, în speranță și în iubire.
binecuvântat, Doamne, Părintele nostru, Păstorul păstorilor, pentru marele daruri ale iubirii Tale. În Hristos, Fiul Tău, prezent în Sfânta Biserică, ne-ai făcut să ne renaștem din apă și din Duh Sfânt, pentru a forma o familie adunată în celebrarea Eucaristiei, centru și izvorul vieții creștine. Privește cu bunătate părintească la nouul parod, căruia îi încredințezi o parte aleasă din turma Ta. Fă ca toți credincioși și parochia Adormirea Maicii Domnului din Iași să crească și să se zidească ca templu sfânt al Duhului Tău și să dea mărturie vie de iubire. Pentru ca, ca lumea să creadă în Tine și în Cel pe care L-ai trimis, Domnul nostru Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Domnul să-ți dăruiască, Părinte Benoni, să conduci și să slujești cu fidelitate în comuniune cu episcopul tău această familie parochială, vestind cuvântul lui Dumnezeu, celebrând tainele sfinte și mărturisind iubirea lui Hristos. Primește cheile casei Domnului, Tu care din voința noastră începe astăzi slujirea Ta de paro, în această biserică dedicată lui Dumnezeu cel atotputernic și spre slava Sfintei Fecioare Maria. Recunoaște în acest templu simbolul acestui templu spiritual, făcut din pietre vii și alese, pe care Duhul Sfânt le zidește spre slava Tatălui. Primește crucea, semnul mântuirii lui Hristos, ia să-ți amintească de jertfa lui Hristos, care este modelul preotului. Dăruiește-te cu totul acestui popor în credința ție și condu-l la mântuire. Primește Sfânta Carte, cuvântul divin, din ea să predici cu zel, apărând credința, învățându-i pe credincioși calea ce duce la Domnul. Păstrează fidelitatea față de învățătura Bisericii Catolice și Apostolice. Amin. Și acum împreună acum, fraților prea iubiți, împreună și cu Părintele nou paro, reînnoim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut. Mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire
s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Pontius Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cu cer, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a găit prin proroci. Cred în una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului. Îmbrățișez de asemenea cu tărie și accept toate și fiecare în parte câte au fost afirmate și declarate de biserică cu privire la doctrină și morală, fie printr-o sentință solemnă, fie de către magisterul obișnuit, așa precum le propune dânsa, mai ales acelea care privesc misterul Sfintei Biserici a lui Hristos și sacramentele ei și jertfa Sfintei Liturghii, precum și primatul Sfântului Părinte Papa. Aceasta este credința noastră, aceasta este credința Bisericii și noi suntem fericiți că o putem mărturisi împreună în Hristos Domnul nostru. Amin. Fraților preiubiți, să ne rugăm acum lui Dumnezeu, spunând, Doamne, cuvântul Tău ne-a adunat și ne-a învățat. Acum Duhul Tău să trezească în noi răspunsul exprimat în rugăciune și să ne inspire cereri vrednice de a fi ascultate și împlinite. Fiul Tău, Iisus Hristos, se roagă cu noi și pentru noi, având promisiunea de a fi prezent în mijlocul nostru, când doi sau trei sunt adunați în numele Tău. Pentru biserica răspândită pe toată suprafața pământului și pentru cea prezentă aici, pentru ca să fie perfectă în iubire și să fie în lume semnul prezenței lui Hristos, te rugăm, ascultă-ne! Pentru noul nostru Părinte Paroh, pentru ca să fie un slujitor demn al lui Hristos și împărțitor fidel ai tainelor sale, te rugăm, ascultă-ne! Pentru comunitatea noastră, pentru ca prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu să adere tot mai mult la Evanghelia Mântuirii și să se întărească în mărturisirea unei credințe autentice. Te rugăm, ascultă! Pentru toate inițiativele care se vor promova, pentru ca toți membrii parohiei să crească în trăirea corresponsabilității și a spiritului comunitar. Te rugăm, ascultă! Pentru noi toți, preoți și credincioși ai acestei comunități parohiale, pentru ca să facem din preasfânta Euharistie punctul culminant al vieții noastre și izvorul din care să provină orice activitate creștină și umană. Te rugăm, ascultă! Doamne Dumnezeule, care ne arăți în fiecare biserică locală răspândită pe fața pământului, Biserica Ta una și sfântă, fă ca acest popor al Tău să fie unit cu episcopul Său și cu preoții Săi în ascultarea cuvântului Tău și înfrângerea pâinii, pentru ca să se reînnoiască în unitate și iubire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Tată și Doamne Dumnezeu noastră, bine, dar cea Doamne Dumnezeu pe care ți-o avem la Domnul Domnului și Domnului și Domnului, care vede în noi pâinea vieții. Tată și Doamne Dumnezeu noastră, bine, dar cea Doamne Dumnezeu pe care ți-o avem la Domnului ce vine în cea Domnului, care va deveni pentru noi băutură spirituală. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la rugăciunile noastre smerite, și în bunătatea Ta primește aceste daruri ale slujitorilor Tăi, pentru ca ceea ce îți oferă fiecare spre cinstea numelui Tău Sfânt să fie spre mântuirea tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăzmuit eu după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale, și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând ce admiră în tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru, Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, Te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. 2.
Sfințești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, să oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin.
Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt și se va da.
Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca lucrarea acestui dar ceresc să pună stăpânire pe sufletele și trupurile noastre, pentru ca nu pornirile firii, ci puterea Lui să ne călăuzească viața, prin Hristos Domnul nostru. La sfârșitul Sfintei Liturghii, care am procedat la entronizarea Părintelui ca și paroc aici, sigur că îi dorim să aibă bucurie, succes, binecuvântare, curaj, sănătate și tuturor credincioșilor din comunitatea noastră la fel. Vrem să ascultăm acum câteva cuvinte exprimate de cei care compun comunitatea noastră și apoi să auzim și un cuvânt al Părintelui ca și un program pentru misiunea pe care a primit-o. Să ascultăm. În vechea noastră parohie, străveche, mândră așezare, e zi de sfântă bucurie și rost de o binecuvântare. În astă zi, atât de mare, Domnul din cerul senin trimite spre noi o nouă chemare. Răspunsul este, iată vin, cei vârstnici, tineri și copii aduc un călduros salut celui ce paroh ne va fi și al cărui drum a început. Benonei numele strigat și a auzit în depărtare, cel mic, cel mare a aflat și a venit la sărbătoare. Un cuvânt de bună primire vă adresează și toți tinerii din parohia noastră. Victor Hugo spunea că tinerețea este zâmbetul viitorului, iar răsuflarea ei e făcută din speranță. Tinerețea este vremea deciziilor importante, o perioadă de formare, de clădirea unor țeluri înalte, un timp de căutare. De aceea, avem nevoie de anumite călăuze pentru a fi siguri că pășim bine pe drumul vieții. Vă rugăm, Părinte Benone, Părinte Paroh, să fiți și îndrumătorul nostru spiritual și prietenul nostru. Cu toții vrem să vă transmitem un salut de bun venit, cu brațele deschise noi vă primim și deja să știți că vă iubim. Dragă Părinte Paroh, Părinte Benone, astăzi suntem aici ca reprezentante a tuturor familiilor religioase care activează în parohia noastră și dorim să vă facem urările noastre de bun început de misiune și de o pastorație rodnică. Îmi amintesc că ceva timp în urmă, când erați directorul Centrului Misionar Diecezan, la întâlnirile de formare ne-ați dat un exemplu elocvent despre cum ar trebui să fii un misionar. Asemenea unui burete care se impregnează de tot ce este mai bun din locul de misiune unde ar fi trimis. Ați primit o nouă misiune, aceea de a păstori această mare și frumoasă comunitate parohială în toată diversitatea și complexitatea ei. Fie ca acest timp să-l trăim împreună, în armonie și în bucuria de a-L sluji pe Dumnezeu. Duhul Sfânt să vă copleșească cu darurile sale, dar mai ales cu darul fricii lui Dumnezeu, care este principiul înțelepciunii. Vă asigurăm colaborarea noastră totală și sperăm ca și din parohia noastră să se nască tot mai multe vocații la viața consacrată și la preoție. Dumnezeu să vă ocrotească! Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului. Părinte Benone, comunitatea din Iași vă întâmpină azi, 13 septembrie 2015, cu multă încredere și speranță. Sub această cupolă, ce îl simbolizează pe Hristos, lumina lumii, ne dorim cu toții, de la mic la mare, să ne adunăm cu entuziasm și bucurie pentru a asculta și a pune în practică învățătura Domnului.
moștenirea Părintelui Iosif, Maria și Euharistia, ne-o dorim cu toții și suntem convinși că vă doriți și Sfinția voastră să fie păstrată în fiecare inimă. Ne dorim și vă dorim, Părinte Benone, să ne întâlnim zilnic pe cărarea rugăciunii și a jertfei euharistice. Ne dorim și vă dorim, Părinte Benone, să fiți aproape de cei mici. Ajutați-i să-L vadă pe Domnul Iisus în parohul Catedralei din Iași. Ne dorim și vă dorim, Părinte Benone, să fiți în scaunul de spovadă, dar și pe cărările vieții, doctorul sufletelor noastre. Trăim într-o lume dominată de cultura efemerului, luminată din plin de nelumină. Fiți izvorul de pace și binecuvântare pentru cei ce vă cheamă în ajutor. Puterea cuvântului rostit la altar, așa cum a făcut-o și Sfântul Ioan Gură de Aur în primele veacuri creștine și pe care l-amintim astăzi în calendar, să înmoaie și cele mai împietrite inimi, să convertească sufletele rănite de păcat și să ne adune zilnic pe toți aici, în grădina Maicii Domnului, aici, în inima diecezei. Mandatul Sfinției voastre începe în ajunul sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. Ce semn minunat! Crucea Mântuitorului să ne atragă pe toți ca un magnet uriaș aici pe munte, pe muntele Domnului. Privirea Părintelui Benone să se întâlnească zilnic cu privirea răstignitului pentru ca împreună să fie îndemn, imbold și sens pe cărarea ce urcă la Tatăl. Împreună cu Părintele Benone ne exprimăm speranța că vom privi mai des cerul, îl vom aduce mai des în inimile noastre, pașii ne vor conduce mai des spre catedrală pentru a fi prezenți la cât mai multe banchete euharistice. Tinerețea Părintelui Benone îl recomandă pentru o luptă continuă împotriva rutinei, a blazării, a indiferenței. Ne dorim și vă dorim, Părinte Benone, să vă reușească tot ce v-ați propus. Toate punctele din programul pastoral să se suprapună cu cele din planul Domnului, iar gândurile Sfinției voastre să-și afle odihnă, desfătare și salvare în inima preasfântă a lui Iisus. Frumusețea împărtășirii, a dăruirii de sine, își are izvorul pe o colină a Ierusalimului, unde o cruce făcută de om a țintuit trei ceasuri pe însuși Creatorul Cerului și al Pământului. Ne dorim și vă dorim, Părinte Benone, să vă descoperim zilnic alături de Domnul nostru Iisus Hristos și de Mama Sa Maria, să împrumutați gândul, vocea, sfatul și binecuvântarea lor, să aduceți în toate casele din parohia noastră pacea și bucuria vieții în lumina neînserată, pentru a trăi împreună iubirea. Bine ați venit la noi, Părinte Paroh Benone Lucaci! Preasfințite, dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, dragi copii și tineri, iubiți credincioși, la sfârșitul acestei celebrări înălțătoare și mai ales pentru mine emoționante, aș dori să vă adresez și eu câteva cuvinte pe care le-aș grupa în trei puncte. Mai întâi, în astfel de momente este obiceiul ca noul paroh să-și prezinte planul pastoral.
după ce am citit, m-am rugat și am reflectat îndelung asupra acestui lucru, am găsit atât de multe aspecte, recomandări și sugestii care s-ar potrivi planului nostru pastoral, încât aș avea nevoie de foarte mult timp ca să vi le expun. Deoarece acum timpul nu ne permite, sper să pot ține cont de ele măcar pe viitor. Pentru astăzi m-am hotărât, în loc să vă vorbesc despre planul meu cu voi, mai degrabă să vă invit să parcurgem împreună un drum spiritual în care să descoperim și să cunoaștem împreună planul pe care Dumnezeu îl are cu noi în Iisus Hristos, după cum ne amintește Sfântul Paul. Deci, în loc să vă vorbesc despre o hârtie, o schiță, un plan, aș prefera mai degrabă, pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem împreună o persoană, să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. După cum am auzit astăzi la Evanghelie și ne-a explicat Preasfințitul la predică, Iisus îi întreabă pe ucenici: cine spun oamenii că sunt eu? Iar apoi, după ce aude părerea lumii, El vrea de la ei un răspuns personal. Dar voi cine spuneți că sunt eu? La această întrebare nu se mai poate răspunde doar din cărți și din cele ce spune lumea. Răspunsul la această întrebare se poate da numai după ce s-a trăit o experiență de viață, de credință, împreună cu El, cu Iisus. Ucenicii au cunoscut adevărata identitate a lui Iisus, adică faptul că El este Hristos, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, abia la capătul unui drum de ucenicie, la capătul unei experiențe de viață în comun care a durat, se pare, mai mulți ani. Însă, în momentul în care au înțeles acest lucru, absolut nimic nu i-a mai putut împiedica să se dedice cu totul trăirii și predicării Evangheliei. Iar pentru acest adevăr și-au dat chiar viața. În momentul în care cineva ajunge să-L cunoască cu adevărat pe Iisus și să-L primească în viața sa, acela a descoperit cea mai mare comoară pe care un om o poate poseda. Îmi vin deseori în minte cuvintele răsunătoare ale Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, de la inaugurarea pontificatului său. Deschideți larg inimile lui Hristos. Nu vă temeți. Sunt sigur că El singur și numai El poate da răspuns întrebărilor noastre existențiale. Numai El poate da sens vieții noastre. Numai El poate umple golurile din viața noastră. Acesta este planul meu pastoral. Vreau să răspund la invitația lui Iisus din finalul Evangheliei de astăzi. Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ba mai mult, aș îndrăzni să vă invit și pe dumneavoastră, pe voi toți, să parcurgem împreună acest drum spiritual în urmarea lui Iisus, împreună cu El. Numai mergând alături de El, ascultându-i vocea și învățătura, îl vom putea cunoaște cu adevărat. Este un drum care ne duce cu siguranță la țintă, la atingerea scopului vieții noastre, adică mântuirea noastră și fericirea veșnică. Din câte am înțeles, fostul paroh, părintele Iosif Dorcu, duminica trecută a lăsat un fel de testament care se intitula Maria și Euharistia. Îi mulțumesc părintelui și vreau să-l asigur că preiau mesajul său și intenționez să-l duc mai departe.
Sunt convins că fără cultul euharistic, parohia se usucă, după cum spunea Sfântul Ioan Paul al II-lea. În privința Mariei, mai ales noi, cei care o avem ca patroană spirituală a comunității noastre, nu putem uita de darul neasemuit pe care Iisus ni-l face chiar de pe cruce, atunci când ne oferă ca mamă. Fiule, iată-o pe mama ta. Nimeni dintre noi nu se mai poate considera orfan. O avem cu toții pe Maria ca mamă ocrotitoare și iubitoare, îl avem pe Dumnezeu ca tată milostiv și iertător, iar noi suntem copiii săi și frați între noi. Iată, iubiți credincioși, în acest an al familiei și an jubiliar al milostivirii, familia din care facem noi parte. Iată deci planul meu pastoral. Doresc să vă ajut împreună cu părinții vicari și ceilalți colaboratori să descoperiți și să descoperim împreună bucuria și frumusețea apartenenței la o astfel de familie. Acest lucru se poate realiza mai ales prin ascultarea și meditarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin comuniunea fraternă, prin euharistie și rugăciune. În toate acestea, noi vom avea un punct de pornire fundamental, persoana umană, adică dumneavoastră, iubiți credincioși, cu defectele și calitățile pe care le aveți, cu problemele și bucuriile pe care le trăiți în viața cotidiană. Mi-ar plăcea foarte mult ca membrii comunității noastre să învețe să iradieze bucurie, încredere și speranță. În al doilea rând, mult mai pe scurt, aș dori să vă spun vreo două cuvinte despre sentimentele pe care le am eu în acest moment. Vreau să știți că, în ciuda celor 21 de ani de preoție ai mei, nu am fost niciodată paroh până acum. De aceea, în ultimele săptămâni, mi-am manifestat deseori în rugăciune temerile și preocupările legate de noua mea misiune. Însă la toate aceste întrebări, răspunsul Domnului, așa cum am reușit să-l percep în tăcere și în rugăciune și în vocea conștiinței, a fost întotdeauna același. Mergi, nu te teme, eu voi fi mereu cu tine. Consider că ceea ce mi se întâmplă astăzi este cu adevărat un moment de har. Practic este ca o nouă vocație. Sunt convins că este voia Domnului și mai ales sunt convins că bunul păstor, cel care cunoaște oile și care își dă viața pentru ele, El este acela care ne va călăuzi pe toți. Vouă, dragi credincioși ai comunității noastre, parafrazându-l puțin pe Sfântul Paul, vă adresez rugămintea pe care o adresa el credincioșilor din Corint. Faceți-mi loc în inima voastră, așa după cum voi sunteți deja în inima mea, chiar dacă nu vă cunosc decât pe câțiva. Ajutați-mă să fiu un preot și un paroh bun. Atrageți-mi atenția cu caritate dacă o să greșesc și dacă este necesar. În ceea ce mă privește, parafrazându-l acum pe Sfântul Augustin, pot spune, aș dori să fiu pentru voi un părinte, iar împreună cu voi un frate. În sfârșit, în punctul al treilea, doresc să subliniez că misiunea de paroh reprezintă pentru mine un mare dar. Iar atunci când primești darul, cum s-a mai spus deja, primul gând care îți vine în minte este acela de a mulțumi. Mai întâi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru darul vieții, al vocației și pentru toate harurile și darurile primite, mai ales pentru acesta de a fi paroh. Vă mulțumesc din inimă excelenței voastre, preasfințite, pentru bunăvoința și încrederea acordată de atâtea ori de când sunt preot, dar mai ales acum când m-ați numit paroh la catedrală și la această comunitate atât de importantă.
Sunt convins că mă veți sprijini și pe mai departe cu rugăciunea și cu sfaturi înțelepte și mă veți încuraja dacă vor fi și momente mai delicate. Aceleași mulțumiri cordiale le adresez și preasfințitului Aurel, care, chiar dacă nu a putut fi prezent personal aici, este alături de mine și de noi cu rugăciunea și cu inima sa. Un gând de mulțumire adresez și foștilor parohi ai acestei comunități, în special părintelui Dorcu Iosif, care mi-a lăsat nu numai un testament, ci mai ales o comunitate atât de dinamică și de vie cum sunteți dumneavoastră, cu atâția copii și tineri care reușesc să umple nu numai băncile acestei minunate catedrale, dar să umple inima oricărui preot care se ocupă de ei și care îi păstorește. Sper ca părintele Iosif să colaboreze cu mine și în viitor și sunt sigur că îmi va putea da sfaturi utile pentru misiunea mea. Mulțumesc celor trei părinți vicari prezenți aici alături de mine pentru primirea frumoasă și călduroasă pe care au organizat-o și anticipat le mulțumesc pentru colaborarea din perioada următoare. Mulțumesc și celorlalți preoți prezenți, mai ales celor de la seminar. Și prin ei doresc să le transmit un gând special de recunoștință tuturor preoților, surorilor și mai ales seminariștilor pentru atâtea momente de neuitat trăite în toți acești ani. Sentimente de profundă mulțumire am și față de persoanele consacrate prezente la această liturghie, mai ales față de cele care își îndeplinesc misiunea pe teritoriul parohiei noastre. Sunt convins că vom reuși să colaborăm frumos și rodnic în misiunea comună și în cea specifică fiecăruia. Mulțumesc minunatului cor care a cântat la această liturghie, cor condus de părintele Florin, și anticipat mulțumesc tuturor celor trei coruri ale comunității noastre pentru contribuția lor deosebită la înfrumusețarea celebrărilor liturgice și nu numai. Un gând aparte de mulțumire adresez reprezentanților comunității noastre parohiale și tuturor persoanelor care se implică în diferite domenii de activitate și slujire în parohia noastră. Le salut într-un chip cu totul special pe persoanele bolnave sau care se confruntă cu probleme deosebite și le rog să ofere suferința, sacrificiul și rugăciunea lor pentru binele întregii noastre comunități. Vă mulțumesc vouă tuturor, iubiți credincioși, pentru primirea călduroasă și afectuoasă și mai ales pentru că sunteți mereu alături de biserică și de preoți. În sfârșit, chiar dacă v-am lăsat la urmă, dragi copii și tineri, vreau să știți că ocupați un loc aparte în inima mea și îmi permit să cred că veți găsi în mine și sper în fiecare dintre colaboratorii mei un adevărat părinte. Dacă am uitat pe cineva, îl includ în această mulțumire finală pe care vă adresez încă o dată tuturor. Rugați-vă pentru mine și pentru îndeplinirea acestor dorințe exprimate acum la început de misiune pastorală. Domnul să vă binecuvânteze pe toți! Includem în rugăciunea noastră finală și în dorința de binecuvântare, sigur, pe părintele paroh și părinții vicari și întreaga comunitate și astfel îl preamărim pe Dumnezeu în catedrala noastră, în biserica noastră, aici în Iași, mulțumindu-vă tuturor pentru fidelitatea avută în trecut și sigur cu părintele Iosif și pentru părintele Iosif și dorind să fie această bucurie mai departe aici la noi, la Iași. Tuturor de la Domnul, ajutor, ocrotire
și mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a fericitului nostru Anton Durcovici. Ne plecăm în fruntea ca împreună cu Părintele să primim binecuvântarea de la Domnul această celebrare sfântă. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a fericitului nostru Anton, episcop martir, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.